Numărul românilor care au aplicat în ultima lună pentru o slujbă nouă s-a dublat față de aceeași perioadă a anului trecut. Pandemia de coronavirus a schimbat piața muncii. Tot mai mulți tineri își doresc să lucreze, iar concurența pentru un job nou a avut o creștere semnificativă. Dacă până de curând angajatorii se plângeau că au mai multe posturi vacante decât angajații, acum sunt în situația de a alege între mai mulți candidați pentru același post. O arată cel mai recent studiu al unei platforme de recrutare la nivel național, care evidențiază și felul în care epidemia de coronavirus a schimbat piața muncii. Crezi că este greu să ne obținem un loc de muncă în urma pandemiei? Este concurența prea mare? Da, este foarte mare și este adevărat. Ne-am pierdut foarte multe locuri de muncă, am intrat în șomaj tehnic. Obținem un loc de muncă în urma pandemiei? Este concurența prea mare? Din partea mea, ce pot să spun, este că da, pentru că mulți oameni, când a început această nebunie cu virusul, au intrat în șomaj tehnic, alții și-au pierdut servicii, chiar de tot, pentru că multe fabrici s-au închis din cauza indisponibilității de lucru. Pandemia de coronavirus a determinat ca tot mai mulți tineri să își dorească să se angajeze, fiecare având motiv propriu, bani insuficient sau pur și simplu dorința de a desfășura o activitate. Este concurența prea mare pentru a ne găsi un loc de muncă? Eu spun din partea mea și din ce am auzit că este foarte mare concurență pentru locurile de muncă, pentru că mulți patroni caută personal, dar cu disponibilitate minimă, să spun așa. Iar oamenii se înghesuie pentru locurile de muncă actuale, pentru că decât să stea degeaba pe un șomaj care nu-i ajută cu nimic, mai bine își ocupă timpul cu un loc de muncă care câtuși de puțin este necesar. Surpriza vine din partea celor mai tineri. Cei cu vârste cuprinse între 16 și 23 de ani își doresc tot mai mult să fie independenți din punct de vedere financiar. Jobul cu program part-time este prielnic pentru aceștia, cu atât mai mult dacă încă sunt elevi. Însă, din dorința de a avea pur și simplu o activitate, unii dintre ei aleg să desfășoare activități de voluntariat. Eu sunt elev și mi-ar plăcea să am un job part-time, pentru că n-am activitate zilnică, dar de Paște, cum ar fi, am dus alimente oamenilor vulnerabile și am ajutat oamenii vârstnici care n-au posibilitatea a ieși din casă să-și aducă alimente și mâncare. Epidemia de coronavirus a schimbat piața muncii. Șocul fără precedent produs pe piața muncii în actualul context social a dus la o creștere simțitoare a concurenței pentru un job nou. Domeniul care a atras cei mai mulți dintre candidați a fost comerțul, cu peste 200.000 de aplicări. În România, aproape 400.000 de contracte de muncă au încetat în urma epidemiei de coronavirus, iar alte peste 600.000 sunt suspendate.